Actori, regizori, scenariști, critici de film s-au întâlnit pentru a sărbători filmul românesc și pe creatorii lui. Pentru Câmpul Ungeni însă, gala a avut o semnificație specială pentru că în deschidere a fost evocat și omagiat Gheorghe Pristavu. Îmi îngăduiți să vă prezint un om căruia noi toți îi datorăm promotorul de care vorbeam, cinematograf. Este un om pe care am avut privilegiul să-l cunosc, pe care am avut privilegiul să-l am aproape ca prieten și care a plecat la sfârșitul unui mari dintre noi. Este fondatorul cinematografului, se numește Gheorghe Pristavu, Gil Pristavu. Și trebuie să vă spun că am invitat-o pe Iulia și pe fiica sa Ioana, sunt aici, ca să primească din partea autorilor români gratitudinea supremă și anume diploma honoris accrepi, onoare și valoare, in memoria. Nu știu dacă Gil ar fi primit-o, dar noi o dăm din suflet. Mulțumesc și, într-adevăr, nu cred că ar fi spus că este datoria noastră să facem ceva. Mulțumesc! Da, dragii mei, un om extraordinar. Repet, am avut privilegiul să fim prieteni apropiați. Rar mi-a fost dat să întâlnesc un excepțional inginer de electronică. Foarte mult din ceea ce se întâmplă prin televiziuni și pe cablu sunt inovații ale lui care funcționează și astăzi. Care să pună întrebări ca un copil, fără să fie rușine, ba din contră, vrând să afle, vrând să înțeleagă. Mare lucru, mare om, Dumnezeu să-i dea lumină. Distinția acordată, cuvintele regizorului Șerban Marinescu, filmul prezentat, emoțiile soției și aplauzele participanților au reprezentat omagiul adus celui care, prin intermediul televiziunii Cinemaraton, a readus filmul românesc în atenția publicului larg. Gala a continuat cu premiera pentru întreaga carieră a lui Dan Pița și Nicolae Mărgineanu, doi dintre cei mai importanți și apreciați regizori români. Despre rolul acestora în cinematografia românească au vorbit Laurențiu Damian, regizor, scenarist și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, și Manuela Cernat, scriitoare, scenaristă și profesoară de istoria și teoria filmului. În aplauzele tuturor, trofeele honoris accrepti le-au fost înmânate celor doi sărbătoriți, Dan Pița și Nicolae Mărgineanu, de Marian Crișan și Tudor Giurgiu, reprezentanții noii generații de regizori români. Acest premiu operatorului, producătorului și regizorului Nicolae Mărgineanu. Să te admirăm, Dan, să te respectăm pentru tot ceea ce ai făcut. Ne-am adus aminte și de Nichita Stănescu, zicea că privind reflexiv în urmă, așa putem lăsa în urmă doar niște sentimente, mai puțin de ură, dar mai ales de dragoste. Așa că eu asta cred, că tu lași în urma ta multă, multă dragoste și mult respect.